În fiecare an avem două perioade în care facem salubrizare. Ar fi salubrizarea de toamnă și salubrizarea de primăvară. Bine, două perioade standard pe care le cunoaștem, pentru că în restul anului, la fel, dumneavoastră poate face salubrizare în curte sau în împrejurim și în celelalte luni, nu doar în cele de primăvară și de toamnă. O facem corect sau nu? Unde ducem toate acele deșeuri sau care este forma prin care ar trebui să facem salubrizarea? Sunt câteva întrebări la care vom încerca să găsim răspunsul în această dimineață, plus că mai facem referire și la acea ardere de deșeuri pe care ne-am obișnuit, sau cel puțin în anii precedenți am văzut că ne obișnuiam să o facem astfel încât să scăpăm de deșeuri. Însă acel deșeu se transformă în ceva. În ce se transformă? Aflăm la fel în această dimineață. Alături de noi este domnul Vasile Gașpar, șef al Direcției Prevenirea Riscurilor IGSU. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Spuneam că sunt două perioade teoretic de salubrizare, sau atunci când vedem o mare masă a populației salubrizând, ar fi toamna, și am discutat în toamnă despre acțiunile pe care ar trebui să le întreprindem, pentru că acolo există acele frunze ce cad și ele sunt specifice anul timpului, și primăvara. În primăvara, ce este specific salubrizării? Deci, dacă să discutăm despre cele deșeuri menajere sau resturi din vegetale, ele practic se asemănă, doar că în primăvară mai avem și acele resturi de produse agricole care nu au fost evacuate, nu au fost recoltate în perioada toamnei. Dar totuși persistă și acea vegetație uscată, acele plante care s-au uscat. Cu părere de bine, cetățenii Republicii Moldova au tendința de a-și menține permanent terenurile, loturile agricole, spațiile din prejurul caselor într-o stare bună, într-o stare frumoasă, prin salubrizarea acestora, deci prin eliminarea resturilor vegetale. Cu părere de rău, persistă încă obiceiul de a nu colecta sau de a nu înlătura corect, și anume de a utiliza modalitatea arderii acestor resturi vegetale. Ce se întâmplă când procedăm la așa o acțiune? Orice risc vegetal este un material combustibil care se aprinde foarte ușor, iar în cazul în care cetățenii doresc să salubreze sau să dea foc acelor materiale care au fost colectate, strânse și care, după viziunea lor, sunt inofensive, în majoritatea cazurilor, incendiile sau arderile acestea care le consideră controlate, deseori se transformă în necontrolate, iar flăcările sau focul se răspândesc asupra restului vegetale din împrejurim. Foarte des sunt puse în pericol fâșiile forestiere, livezile, viile, vițele de vie, dar chiar și în multe cazuri sunt puse în pericol chiar și casele oamenilor. Lasă-mă gândeam, în curte, pentru că am văzut și cazuri în care, exact în această imagine, focul era făcut în curte, în apropierea casei. Da, țin să aduc la cunoștința cetățenilor că un pericol sporit pe care îl prezintă arderea vegetației uscate este faptul că aceasta nu arde spontan și rapid. Deci la perioada începentă sunt prezente acele flăcări, acele fum care denotă faptul sau ne face o închipuire incorrectă că gata, focul s-a stins, focul a ars și a ars tot restul produselor vegetale, însă este perioada de mocnire, deci perioada post-ardere, în care în locul unde a fost incendiate rămân materiale sau particule incandescente care ele urmează sau au capacitatea de a se reaprinde sau de a prinde materiale din împrejur, iar primăvara cetățenii sunt ocupați și nu au acea posibilitate de a sta și a supraveghea acea ardere, și lăsând fără supraveghere, deseori aceasta aprind materiale din împrejur. Istoria sau anii trecuți s-au demonstrat că foarte des pompierii sunt alertați deja prea târziu, sau incendiile date sunt observate prea târziu, dat fiind faptul că ele se petrec sau au loc în acele locații, în acele locuri greu vizibile și mai ales greu accesibile pentru autospecialele noastre. Iar în momentul în care venim deja foarte multe construcții, foarte multe lanuri, terenuri agricole sunt puse în pericol. Mi-amintesc că de luna martie a anului 2022, în localitatea unde sunt, aici în suburbiile municipiului Chișinău, pe parcursul unei luni, cred că am văzut câteva incendii de amploare, incendii mari care erau vizibile de la distanță destul de mare. Și în acea perioadă discutam, cred că tot cu dumneavoastră în acel moment discutam, că a fost mâna omului sau urma intervenției umane au apărut acele incendii. 2022 nu a fost deloc un an, de exemplu, pentru cetățenii noștri. Am învățat atunci până acum lecția? Da, cred că da, și ne-am mijlocit pe intermediul surselor mass media, dar și prin acelor acțiuni pe care le execută Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și anume în crearea grupurilor mixte de în comun cu angajații IGP-ului, cu angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului și apeleurilor locale. Au fost efectuate acele grupe comune, grupuri mixte, care practic direct mergeau pe
pe toate teritoriul public Moldova și încercau și direct să instruiască cetățenii, să le aducă la cunoștință acele măsuri necesare de a evita aceste arderi, dar și deseori erau și chiar sancționați persoanele care erau depistate. Dar e complicat să depistezi. Este foarte complicat, că cum o să-mi permit să mă repet, cetățeanul sau persoana care, sau răufăcător, să spunem, care de conștient a dat foc la resturile vegetale, nu stă în nemijlocită apropiere și, deci, se duce de la fața locului. Iar o persoană poate fi sancționată doar în cazul în care este prinsă practic în flagrant sau este prinsă la fața locului. Iar cu cineva a văzut, iarăși apar probleme, că cineva a văzut nu poate fi recunoscut că a văzut de departe sau presupune că ar fi vecinul sau presupune că ar fi o altă persoană. Și pentru agenții de constatare este foarte greu această procedură, dar totuși au fost înregistrate și foarte multe cazuri de contracarare acestor arderi. În cazul copiilor, pentru că și ei văd la părinți sau au văzut în anii precedenți că aceștia dau foc vegetației și din joacă sau în încercarea de a experimenta ceva nou, s-ar putea să ne trezim și cu incendii create ca urmare a jocului unor copii. Da, deci copiii la fel rămân acea curiozitate sau acea dorință de a face un rug, un foc, o ardere sau în diferite circunstanțe. Copiii, mai ales copiii, nu iau în considerație același fapt că un foc sau un incendiu micuț inițiat duce la pagube sau se extinde pe suprafețe foarte, foarte mari. Vreau să ne întoarcem la salubrizare puțin, pentru că în municipiul Chișinău sau în anumite zone urbane avem acele centre de colectare a deșeurilor, însă în localitățile rurale, din păcate, nu avem în toate localitățile, sau în multe dintre ele, nu avem zone unde ar fi colectate deșeurile. Ce facem cu acele deșeuri? Pentru că adineauri în imagine am văzut și foarte mult plastic, iar acest plastic, dacă este aruncat undeva în natură și se creează o groapă artificial în timp, din nou dăunează. Foc nu trebuie să dăm, pentru că creăm pericol și cu excepția acestui pericol mai și poluăm tot ce este în jurul nostru, pentru că această ardere a vegetației poluează foarte mult și e un alt detaliu pe care trebuie să-l menționăm. Ce am putea să facem? Compostăm sau ce facem? Deci, da, foarte bine ați spus despre compost. La efectuarea unui studiu s-a demonstrat sau am încercat să înțelegem de ce aceste incendii au luat o amploare anii recenți. Înainte, toate resturile vegetale din grădini sau de pe loturile agricole erau colectate într-o grămadă și erau lăsate pentru anul viitor, deci ele se formau compost din acestea și era evitată arderea, iar cu trecerea anilor materialele date se utilizau ca, deci iar se repartizau pe tot lotul. Acum, cum și-am mai spus, a apărut această modă nefastă de a le incendia și de a scăpa mai rapid de aceste resturi vegetale. Greu este, însă cetățeanul trebuie să conștientizeze faptul că acele loturi sau lanuri agricole și deseori se întâmplă că cetățeanul care și deține careva loturi agricole dând foc la vegetație uscată și afectează chiar și propriile loturi sau propriile lanuri care are ca urmare în distrugerea stratului fertil al solului, iar pentru a se readuce la starea normală sunt nevoie de foarte mulți ani de zile, ne mai vorbim deja de floră, de faună, ne mai vorbim de cele viețuitoare care și-au area de viețuire pe aceste lanuri. Da, avem și imagini foarte dure, aceste imagini pe care le vedem în aceste momente, însă sunt imagini pe care ar trebui să le vedem, să conștientizăm pericolul la care ne supunem în momentul în care facem aceste focuri necontrolabile în foarte multe momente. Revenind, pentru că dumneavoastră ați menționat la un moment dat colaborarea și colucrarea cu autoritățile publice locale. În cazul autorităților publice locale, ele de fapt ar trebui să depisteze un loc sau o zonă sau un centru unde ar trebui să fie colectat tot deșeul. Probabil dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine și probabil ați cunoscut și autorități locale care au anumite zone și altele care nu au. Ce se întreprinde? Ce fac? Cetățenii cunosc unde ar trebui să ducă deșeurile? Deci nu există localitate în care exista o gunoiște sau un loc special amenazat în care nu ar cunoaște cetățenii. Dar deseori scuzile, acele scuze în ghilimele pe care le aduc cetățenii, că ori este prea departe, ori este prea scump, ori ne ia prea mult timp, deci scuze se găsesc sumedenii de scuze pentru a nu proceda corect. Dacă se discutăm de administrația publică
local, chiar și juridic, sunt responsabil pentru menținerea teritoriului în așa condiție ca să evite probabilitatea producerii incendiilor. Iar dacă se discutăm despre protecția fâșiilor forestiere la anul agricole, ar fi acele măsuri prin crearea fâșiilor de protecție, pentru că uneori incendii de vegetație se produc și inconștient. Deci același muc de țigară care poate fi aruncat dintr-o mașină care se deplasează pe autostradă. Aici avem o altă problemă, scuze că vă întrerup, dar avem o problemă cu cei care aruncă gunoiul din mașină, inclusiv în stradă. Aici este un subiect care ar trebui la un moment dat abordat și ar trebui și o campanie, pentru că avem, din păcate, în continuare oameni care aruncă tot felul de pericule pe geam și creează deșeuri în jur. Da. Și la fel și în landul, ce ați menționat dumneavoastră, un munc de țigară care poate crea un incendiu la un moment dat. De aceea și administrația publică locală, prin făptuirea carorva acțiuni elementare, prin fâșiile acele de protecție, arate, deci de care ar delimita suprafețele care noi ne străduim sau vrem să fie protejate. Fâșiile forestiere, lanurile agricole, alte suprafețe care nu pot fi igienizate, deci careva parcuri, sunt necesare acele fâșii. Chiar dacă și se întâmplă un incendiu pe marginea carosabilului sau într-un loc în care sunt sau preconizăm sau știm noi că au loc acele arderi, acele fâșii va delimita la maxim răspândirea incendiilor asupra culturilor, asupra fâșiilor forestiere și nemijlocit asupra locuințelor. Ce vă bucură, pentru că dumneavoastră ați menționat și înainte de a intra în direct, am mai învățat din lecții, însă mai avem unde învăța, mai există loc pentru a conștientiza faptul că ne supunem la foarte multe pericole. Mi-aș fi dorit în această dimineață să abordăm și un alt subiect, dar pentru subiectul combustibilului solid cu care ne-am încălzit pe parcursul iernii și a sobelor pe care le folosim, vreau să vă lansez invitația într-o altă dimineață să putem să abordăm subiectul mult mai detaliat pentru a înțelege cum facem și curățirea acestor sobe, cum le pregătim de fapt, pentru că adesea vorbim în toamnă, cum le pregătim pentru iarnă, dar pregătirea începe din primăvară, din momentul în care s-a încheiat sezonul rece. Eu aici o să vă fur câteva secunde și o să încerc să explic cetățenilor că curățarea sobelor este o acțiune obligatorie, doar că acum primăvară noi suntem practic ține minte, pentru că până acum am utilizat soba aceasta cu acumulare de căldură și acele defecte pe care le persista, fisuri, emanări de fum, emanări de produse ale arderii, deci noi le ținem minte, pentru că ele s-au întâmplat chiar ieri, să-i spunem. Ieri ultima oară am utilizat soba și dacă noi acum vom acționa și vom executa acele măsuri prin curățarea, prin eliminarea acestor fisuri, prin instalarea celor plăcuțe de protecție, vor fi mult mai ușor ca când vom intra în sezonul următor de încălzire să ne protejăm. Iar până la toamnă, îmi cer mii de scuze, cetățenii vor avea alte griji, alte nevoi. Corect. Și iarăși vor uita de faptul că în iarnă sau în primăvară soba lor nu era chiar atât de perfectă. Până la toamnă avem alte pericole pe care trebuie să le conștientizăm, pentru că pe parcursul unui an sunt mai multe campanii și subiecte diferite și aici se raportează la sezonul în care ne aflăm. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață, vă mulțumim mult pentru informații, sperăm că ceea ce am discutat noi a ajuns la cei de acasă și vor conștientiza la ce pericol se supun atunci când ardă deșeurile și, de fapt, ce ar trebui să facem fiecare parte. Reamintesc pentru cei de acasă, domnul Vasile Gașpar, șef al Direcției Prevenirea Riscurilor IGSU.